Comuna Stolniș din Argeș s-a remarcat în ultimii ani prin numărul în creștere al legumicultorilor. Anul trecut și anul acesta au fost doi ani foarte buni. În afară de culturile pe care le vând, legumicultorii s-au trezit cu o cerere extraordinară de răsaduri. Familia Neagoi are culturi în 13 solarii cultivate cu roșii, ardei, salată și castraveți. Cererea venită din piață pentru răsaduri i-a făcut anul acesta să regândească puțin strategia. Am avut foarte multe răsaduri, câteva mii de fire. O parte le-am plantat, o parte le-am vândut, așa că a rămas foarte bine. Trendul de anul trecut să fie căutate răsadurile de oameni care până acum da, nu se ocupau de agricultură. Pentru că da, se caută răsadurile pentru că oamenii în general au început să-și pună și ei fiecare în grădinile lor, în solarele lor. Acum anul trecut, dat fiind faptul că au fost închise târgurile, ne-au căutat mai mulți, anul ăsta a fost cererea mai mare și ne-am pliat pe cerere. Cam 13-14 mii de fire am plantat. Mult puțin? Pe medie, să spunem așa, adică e cât ne putem noi descurca. Este cererea mare venită din partea pieței libere? Da, pentru răsaduri special? Da, este cerere mare, mai ales că anul trecut a fost o experiență pentru ei, că nu prea au găsit răsaduri. 80.000 de fire de răsad are un alt legumicultor din zonă. Vasile Buțurugă este conștient de faptul că nu va putea onora toate comenzile. Cererea este foarte mare, mai ales din partea celor care anul trecut s-au apucat de agricultură. A fost și anul greu, n-am putut să fac mai multe pentru că a fost foarte dificil anul. Am atâtea surse de încălzire și tunuri cu gaz, tunuri cu motorină. Deci vremea nu prea a ținut cu agricultorii. Nu, e foarte. A fost mai cald în prima parte și acum când răsadurile au crescut, chiar avem probleme. Vecina lui Nea Vasile are și ea mai multe solarii tot pline cu răsad. Anul trecut a vândut online. Pe total vreo 70.000, 60-70.000 de plante. Ce fel de plante cultivați? Roșii, ardei, castraveții, roșii pentru solar și sunt roșii pentru câmp. Sunt căutate Da, sigur că da. Răsadurile le vinde mai mult de acasă și roșiile care le producem le dă la Angolo. Pentru cei care vor să obțină culturi mai rapide în solar, răsadul este 1,50 lei firul. Prețul scade însă pentru culturile în aer liber la 1 leu firul.